Salutări toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod după acest canal. După cum vedeți, nu mai fac live, nu știu de ce, m-am gândit eu, hai mă să pornesc chiar seria aia de jocuri horror, episoade și așa mai departe. Astăzi vom juca ceva mai diferit pentru că acest joc horror l-am văzut la... Deci, de unde mi-a venit ideea să joc acest joc? Horror, bă da, extrem de horror, m-am speriat. Mamă, știu cum săream pe aici? Doar așa, un pic am jucat. Ca să văd cum stă treaba. Deci noi avem un job, așa, ne-am găsit un job și lucrăm la morți, trebuie să-i ducem, să vedem cum au murit și așa mai departe. Lăsați că o să vedeți voi. Da, și ce n-ai vă ziceam înainte? Ce vreau să vă zic? What? Da, am văzut acest joc că jucau băieții din străinătate și m-am gândit, hai mă, să filmez și eu un episod așa, parcă am mai zis chestia asta, dar lasă. Deci jocul se numește The Mortuary Assistant. Bă, după titlu, te cam știi pe tine. Hai să nu mai lungim acest intro și nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și subscribe ca să facem cât mai repede 100 de abonați, pentru că va fi mare bestialitate. Hai să dăm start game și să vedem ce se întâmplă. Dați un shield ca să vadă prietenii voștri. It was just dacă îi plac, really weird. It's just weird, așa? Nu dăm skip. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. What in the world? He's supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I do a fantastic job, bă, băieți. Feeling too well. Mama, cu moți. That's actually why I'm calling. Yeah. I know it's late, but we just got 3 new cadavers. No one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Avem două cadavere. Yeah. Are you sure? I mean, of course. Aș lucra în viața mea, dar bă, eu sunt simplu om, ăștia care fac chestia asta. Să știi că există oameni care fac chestia asta. Cu morții. Îmi pun la rece și așa mai departe să nu închețe, să nu... That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Bun. Thanks again. I'll see you tomorrow. Tomorrow. Bye. Dacă mai supraviezi, tomorrow. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? Bă, tu te bucuri. I told you it was fine. Congratulations! De ce vorbeam, thanks. Da. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Da, vorbeam că eu susțin pe oamenii care fac chestia asta cu morții. Eu nu aș putea face kids. Pentru că mi-ar fi fricuță. Avem muzică, tata, iauzi. Hai, lasă, nu ne mai prostim. Chide muzica, noi avem treabă. Mamă, da, afară plouă cu găleata. Bă, da, frumoasă camera am, dar numai atât am. Frumoasă bucătărie. Care e combinată cu sufrageria. N-am nici, a, uite-mă ca în televizor. Dar de asta cu căpățâna mare. Hai să dăm drumul la muzică. Cafea. O lăsăm aici că periuța de dinți. Wow, uite mă. Wolfios Atlas. Opa, avem știrile. Și cum scap? Ah. Poți să arunc un wake. Where are my keys? God, I lose those. Ah, trebuie să găsim cheile, mă. What? Și unde sunt cheile? Hai închidem ușa că... Ah, uite cheile, mă. Keys to the apartment car in the front door of the driver. There we go. Ok. Tab. Ah, și uite, acesta e inventarul nostru. Hai, ok, bă. Hai să mergem. Dumnezeu ne ajute. Păi, dar nu mai vedeți voi, mă, că... Uite așa să stea facecam.
Hai, să vedem ce se întâmplă în continuare. Ia. Mamă, ce mașină am, Audi. Băiți care vă pricepeți la mașină, nu mă pricep, ce mașină e asta? Skoda, Audi. Skoda, mă, sau Audi? N-are cum. Băi, Skoda, mă, ești nebun. Audi, auzi. E Skoda. Am ajuns la serviciu, hai să mai explorăm și noi aici. Care-i treaba? Deja mi-e... pot intra pe aici, ok. Văd că pot alerga. Hai pe geam să vedem dacă prindem ceva. I don't have my clipboard. Totul e liniștit, hai să mergem înăuntru să vedem ce se întâmplă. Yeah. Wow, hai să vedem ce... Închidem o ușă. Om, seara, dacă bag... Right, guess I'll head to the back and get started. Ok, hai să începem. Deci, trebuie să colectez ceva, deci n-ai vă trebuie să fac. Hai să mă uit pe aici, poate găsesc ceva interesting. Da, se pare că nu. Ah, uite-mă că am găsit... Bă! Am găsit chei. Embleming room key, a key to the embleming room hall. What înseamnă asta? Quick inventory items. Aha, cam înțeles, mai trebuie să ce. Și asta ce? What? Unde? Nu înțeleg ce asta. Trebuie să găsesc ceva pe aici. Fișe ceva. Oh, mamă. Poza asta, nu știu, poza asta. Foarte scary. Dar avem aici pe Iisus Hristos, numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Avem pe aici pe tablou asta care e foarte scary. Clipboard, ăsta care... și... Jocul ăsta se încadrează prin misiuni, quest-uri, ești nebun, ia. Aici ce găsesc? Să nu sară ceva, bă, că... Wow, uite ce frumoase sunt. Găsesc ceva aici? Hai că, nu cred că o să folosim chestia aia. Aprinde o lumină toată că eu mă spări, fac... Bă, cam atât, cred că... Sau bă, nu? Ia să vedem, intrăm. Așa, thanks for the coming, dar așa, short time, dar bani. Asta e Rebecca. The cards, așa, la la la, bine ai venit, la 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 la. Păi, este sinceră, domn, așa, la la la. Don't forget, hai că n-am uitat, am luat-o din prima, ești nebunie. Bă, prinde becul. Uite, acum trebuie să... That's not it. Ah, uite așa, bă. Nu știam cum să joacă, ești nebunea. Lăsând geam deschis, nu lăsăm. Hai să trăiești, tată, am plecat. Plecând, tată, acasă, ești nebun, nu mai trebuie. Cine m-a pus să joc, bă? Vezi ce mă sperii, numai când îi văd fața lui... What, s-a închis ușa? Am închis-o eu, credem că... Bă, tu să nu mișcă... Chiar dacă sunt femeie, dar îți dau un pumn în cap... Mor la loc? Ei, vor franța, nu te-am dat așa, la 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 ca un calculator, știu ce trebuie să fac. Să mă uit la picioarele lui, la la la, ce trebuie să fac? Quad. Wow, uite, am calculator. Windows 3000. Am găsit o cheie. Old key, an old key, așa, Mr. Devil, deci ne-a lăsat. Bă, mi se pare sau...
Bă, mi-e frică. Bă, și s-ar putea episodul să fie în premieră. Nu știu, mă mai gândesc. Dar dacă... Dar dacă nu e, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe. Dați share-uri multe. Facem 100 de subscriberi. Doamne, măicuța, domnule, apru și păzăște. Unde? N-am nicio icoană aici. Sare un nebun aici, face... Uuuu! Da, și acum? Am asta, stai, am asta. Return body in the cold. Hai să-l ducem pe ăsta, dar cum să-l ducem, să chid ușa aici, că-mi frică, ești nebun. Păi pot să deschid aici ușa asta, ia să vedem. Păi și unde-l băgăm? Mamă, aici cred că e minus 50 de grade, minus 50, da, minus 50. Dacă ați rămas până acum, nu uitați să apăsați pe butonașul de subscribe, că eu chiar mă sperii. Doamne! Închide ușa, mamă, că spoarele astea, mamă, mi-e frică să mă uit, mamă, ce joc horror, ești nebun! Mamă, bă! Bă, ce-o, tu îmi spuneți mie ce-a fost aia, mă? Bă! Mamă, ce m-am speriat, că... Bă, tu să nu vedești... Bă, vezi pe ăsta? M-am învățat Cătălin ce scrie aici. Aparat de scos măsele... Nu. Aparat de scos măsele. Cătălin, tale m-am învățat. Păi și pe ăsta unde-l pun, mă? Aici pot să mă duc? Se pare că nu. Aici ce duc. Aoleo, mâncați-aș gura ta, ce babă urâtă și proastă. Ce slis? Hit, bă! Tu ăsta mai încetul cum... Mamă, ești nebun, ce mi-e frică. Și sper să n-apare cineva de pe acolo, cum... Elian. Pă, senzația că... A, e umbra mea. A, pe aici trebuie să băgăm. Uite, ăstea n-au un nume, ești nebun. Deci nu o să joc tot demo în episodul ăsta. Doar așa o mică prezentare, înțelegeți? Dacă facem multe lichiane și multe subscribere, hai că mă mai gândesc și s-ar putea să termin jocul. Chiar pe live. Mamă, ești nebun, dar mă pricep. Și? Ăsta unde-l duc acum? Îl ducem aici? Îl băgăm aici? Asta e tot? Eu mă la lunienă să văd. Aaa, uite că am terminat quest-ul. Am terminat micul nostru quest. Hai să mergem mai aici la... Ce job frumos avem, băieți. Un job foarte frumos. Da-i-ri-ga-ri-ga-dam. Cați-aș PNL-ul tău. Mamă, bă, ești nebun, dar jocul ăsta e prea horror. Cred că ăsta e cel mai horror joc pe care l-am jucat în viața mea. Bă, chat. Bă, mi-a înghețat mâinile de frică.
Și eu n-am mai jucat de aici. Și mi-e frică să nu sară bouă de hani de aurită. Pfoalo. Și acum tată ce vrei să fac? Return body from the vault, așa. What? Retrieve. Nu, bă, las. Iar trebuie să o aduc pe aia, băbuța aia. Și mi-e frică, bă, că aia poate să deschid ochii pe hop! Scoate capul acum, nu scoate. Să nu scoate că sparg monitorul, ești nebun. După cum v-a zis, episodul să nu fie mare, tare, lung. Uite mă, că așa e frumos. Băbuț. Dar în sutien așa se pune. Tată, raga, 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 dum, dum, dum. Băiți, simt că o să se întâmple ceva groaznic, așa că nu mă criticați. De cine m-au pus să joc? Mamă, ce m-am speriat! Alright, let's check you out. Da, hai să plec pe aia și ce fac aia să faci. Aoleu, că ți-a spunat atât de prea mult în jocul ăsta! Ce m-a pus să joac? Da, și acum? Da, băi, jocul ăsta, deci, a fost doar așa ca să... O puțin actuarie, deci cam am cine să spere de așa ceva. Eu zbor bot, mă, am mușchi, uitați-mă, ce pana mea. Crezi că mie mi-e frică de astea, mă, bă. Bă, cu abonații noi suntem bărbați, mă, iau spieptul când se aude, păi. Hai că am glumit. Bă, uiți, cam atât a fost episodul acesta, premieră, nu știu ce va fi. Sper că v-a plăcut, dacă facem multe subscribere și multe like-uri și multe comenturi. Facem și episodul, nu, cred că o să fac un live. Bă, da, seara, bă, da, să intrați, că vă dau o bătaie. Bă, să ne spărăm împreună, dau și eu volumul maxim. Scrieți acum în chat sau în comentariu, nu știu dacă va fi premieră episodul acesta, dacă se aude bine sunetul la joc. Așa că noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa, când voi face live și voi face live și voi termina jocul, așa că, pa, pa.